spatele dumneavoastră. O primim pe scenă să mâneze premiu pe Viorica Dăncilă! Sărut mâna! Bună seara! Sărut mâinile! La pupitru, vă rog! Da, da! Lăsați pupitru mai jos! Ah, nu, e ok! Vasile! Hai că dăm pupitru mai jos! Știu că vreți să mă puneți în poziții proaste, dar le-am învățat pe toate. Bună seara! Bună seara! Vin cu bucurie și cu bucurie să vă spun că am venit. Yes! Am o viață atât de trepidantă că nu mai știu nici dacă mi-am făcut cocul bine, mă rog. Aseară am fost la spital, am vizitat niște impacientați. Apoi mai spre seară mi-am făcut un cont pe OnlyFans, vai de capul meu. Da, am fost nominalizată să nominalizez persoana nominalizată să ia premiu. Stați că am zis de mai multe ori și am amețit. Am rău de vocabular. Deci, ce să zic, nominatele sunt Romeo, Dunca și soția. Pentru că meseria de politician e doar un pretext să te dai mare cu nevasta pe internet. Robert Negoiță, singurul care a reușit să facă alba neagră cu palmieri în Piața Unirii. Mihai Tudose, pentru că nimeni nu credea că e în stare să facă podul. Și lumina de la Palatul Parlamentului în timpul mappingului. S-a întors. Eu zic că lumina câștigă. Acum să vedem cine a câștigat. Ce? Vai, Doamne, da. Ce surpriză! Viorica Dăncilă! A câștigat ea, mă, nenominalizată! Practic, ce am crezut noi despre doamna Tatoiu s-a întâmplat, de fapt, cu doamna Dăncilă, care și-a dat ea însă și premiul ei. A, eu mie? Vai. Eu mie! Mulțumesc! Exact ce ar face Viorica Dăncilă, crede-mă, adică ar face gala Viorica Dăncilă în care ea câștigă gala Viorica Dăncilă. Și s-ar mira că a câștigat gala Viorica Dăncilă, deși ea așa a dat premiu singură, și cred că ar și mulțumi Viorica Dăncilă că i-a dat premiu Viorica Dăncilă. Ar fi în stare de așa ceva fără nicio problemă. Vai, și nici n-am fost nominalizată. Da, de fapt, eu sunt Lumina, eu. Vai, ce frumos, în sfârșit s-a făcut dreptate. O să accept eu premiul în numele meu atunci și vreau să vă spun că România e pe drum bun. Se lucrează, autostrada 0 e gata, urmează autostrada minus 1 și minus 2. Președintele Claun s-a afirmat spunând că e de vină doar PSD-ul și a pus PSD-ul în guvern. Are coloană oficială și poate vedem și o coloană vertebrală. 8 ani cu el la conducere și România a urcat până la un nivel de la care și Africa ne privește de sus. L-ați spus și pe Nicușor, primar la București, așa ceva. Poate am adus noi morții să voteze, dar voi ați pus un mort primar. A promis apă caldă și când am intrat să fac duș, iertați-mă, mi-au înghețat șosetele. Poate mă întorc în politică. O să legalizez și iarba.
O să aveți voie câte un gram. Eu nu am fumat așa ceva niciodată. Sunt complet gramată. Agramată. Între timp, domnul Ciolacu v-a terminat. V-a terminat pensiile speciale, gata cu ele, rămân tot așa. O să vină alegeri noi și sperăm că vine ceva bun. Ceva care toată lumea să vrea și să se bucure. Orice om îi e drag să primească premiu, de aceea și eu primesc cu mare bucurie, care am exprimat-o aici pe foaie. Și am în fața mea mari personalități, începând cu domnul Bordea și terminând tot cu el. V-a iubit doamna Firea. Un Bordea aici, o Bordea acolo, s-a umplut Bucureștiul de borduri. Ca și pe domnul Natanticu. Yeah. Un Natanticu aici, un Natanticu acolo, s-au umplut Bucureștiul de borduri. Trebuie să devenim oameni noi și puternici. Adică să devenim oameni noi și puternici voi. Aș vrea să candidez iar, că se duce la Vale țara, ca să te duci la mamaia să mănânci, când comanzi la restaurant, nu te numești consumator. La cât costă un șnițel, ești investitor. Nice. Știu pe cineva care s-a dus în Bulgaria, i-au furat mașina și tot a fost mai ieftin ca la noi. O să scădem prețurile, să poată să se ducă oricine și o să aducem și apa mării înapoi, că s-a mărit prea mult plaja. Și au ajuns deja valurile prea departe în larg și se vede cum turiștii urinează pe mal. Și dau și o șampanie pe șezlong, că sunt o femeie populară și, așa cum se spune, românul s-a născut moiet. Ce să vă mai zic, că mi-am propus atâtea lucruri care nici în cap nu mi-au intrat toate câte am scris pe hârtie. Mi-a făcut cineva un test și se pare că am o memorie de 20 de giga. Asta înseamnă practic 2-3 jocuri politice și o aplicație de unde mi-am lăsat ochelarii. Dar incontinență politică. Nu e o problemă. Am funcționat pe gol până acum. Cred că se poate și de acum încolo. Eu sunt româncă adevărată. Dacă mi s-a aprins becul la benzină, mai merg încă 80 de kilometri. Bineînțeles, ultimii 20 împing mașina. Pe mine nu mă doboară pana prostului, mă întărește. Și dacă nu mă întăresc eu, se întărește prostul, că e tânăr încă. Aveți un prost al dumneavoastră, să vă luchiriați. Veți vedea cine sunt eu și ce pot să fac. Și tot atunci voi vedea și eu, bineînțeles. Multe, multe probleme în țară. Trenurile tot întârzie, e rușine mare. S-au blocat ieri trenurile 4 ore la Periș. A fost Periș Captivus.
tot le rezolvă, le rezolvă Viorica pe toate, stați liniștiți, dar să nu mai faceți glume despre mine, că vă bate Dumnezeu. Chiar am înțeles că are asta în platforma electorală. Batem pe cine zice de Viorica. Se face și la ei campanie, că sunt mai mulți și concurează pe postul ăsta. Mai e și Allah. Acum s-a făcut mare și băiatul lui Dumnezeu Iisus și candidează și el. Și mai e și Buddha. Graful Buddha. Mă rog, fiecare promite ce poate. Unul o masă, altul liniște, altul 72 de virgine. E greu de ales. De aia, precum în cer, așa și pe pământ, doar că aici nu mai sunt virgine. În final, mă gândesc să fac o încheiere, pentru că am vorbit mult și deja mi-e fomică. Am întrebat dacă e ceva de mâncare aici și mi-a zis că aveți catering. Nu e pentru mine, că nu îmi place pastele. Eu sunt mai pe Danny Fining. De la pește mi se umflă buzele și arată ca la fetele alea care își pun acid hialuronic. Oricum, în condițiile de sărăcie de azi ar trebui interzise. E prea multă gură pentru așa puțină mâncare. O umplem cu promisiuni. Mulțumesc pentru premiu încă o dată. Ce să zic, chiar... Chiar dacă nu era pentru mine, mereu mi-a fost drag să câștig, chiar și atunci când am pierdut. Rămâneți, dragii mei, aici, încă ceva să vă zic. Români sunteți. Sunteți conaționalii mei. Și mă bucur că am găsit în mine curajul să vă pot spune asta. Să aveți o viață frumoasă, care oricui îi place să fie orb în țara lui și profet. La revedere! Bravo! Președinte să fiți! Trăiască Viorica! Ascultând-o pe Irene, băi, chiar mi-am dat seama că așa cum era, aducea o pată de culoare în peisajul politic. Da, dar parcă era...